al României, Traian Băsescu, europarlamentar din partea PMP. Bună seara, domnule președinte! Bună seara! Urmărind jocurile astea și canele astea pe care le face ALDE coaliției cu PSD, la ce credeți că va duce toată povestea asta? Va ieși ALDE de la guvernare și cu ce rezultat? Va ieși de la guvernare într-o singură condiție. Dacă Pro-România, partidul lui Victor Ponta, va fi de acord cu o alianță ALDE Pro-România, avându-l ca și candidat pentru prezidențiale pe Călin Popescu-Tăriceanu. Altfel, ALDE nu iese de la guvernare. Bun, și în situația în care se face alianța asta și Călin Popescu-Tăriceanu să fie candidat la președinție, se schimbă radical lucrurile pentru guvernarea PSD? Că vedem că au început... Au o singură mare problemă. De fapt, două, scuze. Una este că ieșirea unui partid de la guvernare schimbă structura guvernului și implicit trebuie mers în Parlament pentru restructurarea guvernului și formarea unei majorități sau o guvernare minoritară din o structură politică fără ALDE. Ajungerea în Parlament este deja o poveste extrem de riscantă pentru PSD. Al doilea lucru important și de luat în seamă, da, este că președintele Iohannis vorbește de un guvern al dânsului după alegerile prezidențiale. Deci, de unde se putea estima până acum că nimeni nu vrea să preia guvernarea până la alegerile legislative, iată că președintele Iohannis vrea guvernarea pentru PNL și atunci lucrurile se complică foarte tare pentru PSD. Dumneavoastră ați avut experiența acestui parteneriat care n-a mai mers cu Călin Popescu-Tăriceanu, care a guvernat minoritar în, dacă mă amintesc bine, ultimii doi ani și jumătate de mandat până în 2009. Cu susținerea PSD. Cu susținerea PSD. Acum, da, nu știu, are capacitatea să ducă la o, într-adevăr, să răstoarne această barcă a coaliției? Pentru că pare că nimeni nu prea vrea să-și asume guvernarea după. Vă spuneam mai înainte, ultimele declarații ale președintelui Iohannis precizează dorința dânsului de a avea cât mai rapid un guvern al dânsului, care probabil va fi format din liberali, USR și nu exclud posibilitatea ca UDMR-ul să vină în acest guvern. În momentul de față, PSD-ul nu mai poate fi sigur de guvernare atâta timp cât președintele vrea această guvernare pentru PNL. Dar ne putem imagina că mai face PSD pasul înapoi și se mai gândește la candidatură și îl susține pe domnul Tăriceanu, candidat unic al coaliției? Pare imposibil. Eu vă spun dumneavoastră, spun și telespectatorilor. Călin Popescu-Tăriceanu este unul din cei mai fără caracter oameni din politica românească. Întotdeauna își va juca propriul interes. Deși mi-e greu să cred că PSD-ul va face pasul înapoi și va renunța în favoarea lui Călin Popescu-Tăriceanu, nu excludeți posibilitatea ca Tăriceanu să facă tot ce ține de el ca să fie candidat. Că și al PSD-ului, că al ALDE și al Pro-România, deci va face orice ca să candideze, pentru că el nu are măsura capacității lui de a lua voturi. Crede întotdeauna mult mai pozitiv în el decât crede electoratul. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru analiză. Răzvan Ionescu.